Carmen, am să mă port cu tine ca întotdeauna cu mănuș. Vreau să știu de ce astăzi nu mi-ai spus înainte de a urca aici, dezbracă-te. Pentru că azi reprezăm în cabinetul de stomatologie. Ok. Știu o glumă cu un stomatolog, dar nu-mi pot permite pentru a ți-a o spune. Da. Îmi pun mănușile. Da. Pentru că încerc să scot teatru din cap. Întâi te bag sub lumina reflectoarelor. Ești obișnuită? Da. Și acum spune tot. Cine mi-a furat maimuța? Ia să vedem așa. Un zâmbet larg. La cameră. Da. A. De când ai mai fost la stomatolog? De mult. De mult? De mult. Uite acum am uit. N-am știut niciodată. Ce dinți am și ce dinți n-am. Cu toate că ne-am și pupat, nu? Ne-am pupat de multe ori în spectacolele noastre. În spectacole, da. Da, da. Margheța. Când am încercat, așa n-am mers. Dar aici am treabă. Ce înseamnă teatru pentru tine? Acum, atunci și de acum încolo. Păi e clar că e un mod al meu de a exista, un mod al meu de a mă echilibra și o pasiune devenită profesie la un moment dat. Ne-am cunoscut la preselecția mea din Ludic. Asta se întâmpla în anul 1900. 87. Da, asta înseamnă că eu eram deja de 4 ani în acel teatru. Da. Mai erai studentă? Nu, terminasem. Aha. Și apoi am început a juca. Și apoi am început să jucăm împreună. La preselecția și-am devenit vedeta acelei trupe. Da? Da. Feminine, că masculine era. Totdeauna, da. Am jucat destul de mult împreună, nu întotdeauna ne-am înțeles. Știu. Dar nu ne-am bătut. Nu, chiar ne-am pupat. Da. Așa. Cel mai mult am jucat în Jocul Vieții și a Morții, în deșertul de cinoși. Unii eram tatăl și tu erai Ana. Unde tu erai Inițial eram Abel. După care ai devenit tatăl și în rol de tată... Da, numai în Cain n-am jucat. N-ai jucat, da. Îmi plăcea rolul ăla, dar nu mi-l-a dat. Așa. Și mie mi-a plăcut Cain. Și apoi a venit momentul unei mici despărțiri, nu? Da. De teatru ludic. Prima oară ai plecat tu. Prima oară am plecat eu la Târgu Mureș. La Târgu Mureș, da. A venit Revoluția, am lipsit un an, cred, nu? Cam așa. Tu mai erai încă în trupă, când m-am întors eu, sau nu? Nu. Nu? Nu, tocmai plecasem din trupă. Și aici ai dezertat la... Am zis că ar trebui să fac facultatea pentru a deveni foarte, foarte bună. Am plecat la București, am terminat facultatea de teatru, Hyperion. Și ai primit post. Și apoi am dat audiție la Teatrul Dramatic din Galați, unde am stat 5 stagiuni. Ai avut roluri? Foarte multe.
eram și acolo vedetă. Am jucat foarte mult, roluri foarte frumoase, roluri foarte bune. Și? Ce s-a întâmplat? Cred că mă așteptam... mă așteptam ca în trupa în care sunt să fie mai multă viață și în trupa în care sunt să fie trupa în care sunt să fie coordonată de oameni foarte buni și așteptam ca acolo să vină la Galați să vină regizori foarte buni. Da. Și nu s-a întâmplat întotdeauna lucrul ăsta. Aici a fost un pic dezamăgirea mea. Să vorbim în general despre teatru. Da? Da. Deci teatrul ăsta non-profesionist care l-ai făcut, l-am făcut împreună. Da, da, da. Ăsta profesionist în care ai intrat, spunem, iubesc la fel de mult teatru și cei profesioniști și non-profesioniști, să spunem așa. Unde e iubirea mai mare? Iubirea ca o meserie sau iubirea ca un hobby? Cred că acolo sunt oameni care iubesc la fel de mult teatru, ca și cei care o fac din chemare și nu din obligație, și sunt oameni care fac profesia aceasta din obligație. Întotdeauna mi-am spus, dacă stomatologia ar fi putut fi făcută ca hobby, da, probabil alegeam meseria de actor profesionist și făceam stomatologia ca hobby. O chestie care e mai greu, pentru că îți trebuie o diplomă. Uite, în teatru, ca și în fotbal, ca și în agricultură, ne pricepem toți. Nicolo! Ei, nu, acum ați exagerat. Nu, deci un pic te miști. Deci, domnule, stai un șut în fund totuși, nu? Nicolo! Zan! Mă, mișcă-mă un pic în față, mă, ți-a dat un șut în fund, e un pas înainte, nu? Mă enervez acum. Dă-mi un șut în fund. Dă-mi un șut în fund. Poate dai tare. Ai grijă unde dai. Hai. Adică v-am mișcat în față. Filippo! De când aștept, n-ai mai dat un șut în fund? Zan! Și te-ai dus? Te-ai dus cu capul. Te-ai dus un pic așa, mergi un pic înainte, ia țâc, 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 țâc. Deci, yeah. Te-ai dus un pic? Ok. Și aici faceți faza aia încet. Gata. Mi-aduc aminte în timpul de dinainte de mare aglomerație, din 89. Eram studenți, nu știu dacă erai și tu, la un festival la Bistrița. Și la festivalul ăsta de teatru la care eram, era un juriu mare, printre care și un critic mare de teatru. S-a prăpădit, Dumnezeu să-l ierte, s-a prăpădit săracul, nu mai e printre noi. Și el a spus ceva care atunci m-a pus pe gânduri. A spus, teatru non-profesionist. Și aici mă refer la teatru, la scene, la piese scrise de autori, nu la grupuri umoristice sau grupuri care apar așa ca ciupercile după ploaie în ultimul timp. Îmi spunea, trebuie să rămân aici, pentru că ei în neștiința lor, în nepregătirea lor, au câte o găselniță genială, au ceva care... un profesionist nu ar fi făcut niciodată. Nicolo! Filippo! Filippo! Dumnezeule! Dar tu ești de-a după ea? Eu! Cum? Dar de ce? E, uite așa. Era să nu te mai recunosc. Dacă nu sunt o faină, te recunosc acum în veci. Asta mă faci să plâng. Dar cum ți-ai suflat nasul? Am simțit de drept în suflet, te-am mirosit, mi-am zis, el e mitocan, numai el pufnește așa ca un mitocan. Realitatea în viață e pufnit cu un mitocan. Și atunci cu mintea mea de copil aveam vreo 23 de ani, 24,
Am zis, dar dacă non-profesioniștii aceștia, în dorința de a obține premii, au să caute ei aceste, cum să le spunem noi, găselnici geniale. Hai să-i dăm niște găselnici, să creadă el că acestea sunt niște descoperiri făcute de el. Nu, nu am apucat să întreb și, mă rog, vremurile s-au schimbat. Am cunoscut trupe de teatru din străinătate care m-au lăsat fără respirație. Deci, o comedie de arte făcută de niște italieni, am văzut la Monaco, nu puteam respira, nu venea să cred că există așa ceva. Deci, limita asta acum dintre profesionist și non-profesionist, nu știu, cred că o să dispară. I-am cunoscut pe Carmen Miron și Liviu Comănescu, cu destui ani în urmă, în trupa de teatru studențesc Ludic de la Iași, unde am jucat o vreme împreună. Viața ne-a despărțit, iar ei au hotărât să înființeze o nouă trupă. Se numește Tot. Iubirea veche însă nu se uită niciodată. În legătură cu teatrul Ludic, eu am stat mai mult ca tine în teatrul Ludic, am stat 15 ani. 15 ani de prietenie cu teatrul Ludic și în special cu Aurel Luca, pe care îl știi. Dovadă că anul ăsta, nu anul ăsta, că e prea devreme, anul trecut în vară, am mers cu teatrul Ludic pe un rol vechi de-a meu, în Conul Leonida. Am mers în Maroc la un festival de teatru. Deci prietenia a rămas. Noi facem teatru, dar nu vreau să facem același fel de teatru. Adică sunt prea bătrân pentru un student. Chiar pensionar, așa. Aveam eu o vorbă, spuneam, sunt la a treia facultate în Ludic. Luate 5 ani. Și la un moment dat am zis, măi, mai du-te și tu pe acasă, mai dă-ți seama, a trecut timpul, hai pensionează. Dar cu pensionarii ce facem? Și atunci, hai să încercăm noi să facem o combinație între profesioniști și non-profesioniști.